au plecat de lângă copiii lor, și-au anulat identitatea și propria lor existență și au preluat viețile bătrânilor pe care îi îngrijesc. Unele dintre ele au fost exploatate, jignite și abuzate. Nimeni nu le-a protejat, deși România și Italia au avut doar de câștigat de pe urma muncilor. Conform Libertatea.ro, Eugenia avea 43 de ani în 2011 când a fugit de acasă din cauza violenței domestice. S-a salvat plecând la muncă în Italia. A împrumutat 100 de euro de la o prietenă și a luat câteva haine de vară într-o valiză și a plecat cu autobuzul la Lecce, în sudul Italiei, unde auzise de la cineva că se găsește de lucru. Avea doar un pachet de biscuiți și niște covrigei, mâncarea ei pentru cele 2 zile și jumătate cât a durat drumul. A ajuns în parcul din Lecce la 12 noaptea și l-a așteptat pe Lică până la 2. Nu-l cunoștea, dar o prietenă îi făcuse legătura cu românul acesta, care îi promisese că o să-i găsească de lucru. Eugenia i-a dat un cartuș de Marlboro lung, așa cum îi zisese prietena ei că se face, și l-a rugat să nu-și bată joc de ea. Lica a dus-o într-o casă de lângă orașul Lecce, unde erau cazate mai multe românce. Unele își căutau de lucru ca badante, altele erau lucrătoare sexuale. Nu mai era niciun pat liber, așa că Eugenia a dormit pe o saltea împreună cu un câine. S-a bucurat să plece atunci când Lica i-a găsit de lucru. M-a dus într-o după-amiază la poartă la cimitirul din San Nicola și m-a lăsat acolo, povestește Eugenia. Mi-a zis, vezi că vine cineva să te ia. Pe urmă am aflat că persoana respectivă i-a dat 400 de euro lui Lica pentru mine. M-a vândut ca pe o găină. În primii ani de muncă în Italia, Eugenia i-a trimis fiicei ei în România aproape toți banii pe care i-a câștigat. Au fost luni în care nu și-a oprit nici măcar 50 de euro. Fata plătea ratele pentru aragaz, frigider, telefon mobil și alte datorii pe care le aveau. Acum Eugenia, care are 54 de ani, îngrijește o bătrână de 94 din Leverano, o altă localitate din provincia Lecce. Primește 900 de euro pe lună fără contract, dar este mulțumită pentru că familia o tratează cu respect, iar bătrâna poate să meargă și să se spele singură. Ea îi ține companie, îi gătește, îi dă să mănânce și are grijă de casă.